De ce te trezești dimineața răgușit și cu gâtul uscat? Sau pe partea cealaltă, de ce te trezești dimineața cu gâtul plin de mucoasă și foarte inconfortabil dorind să tușești și să o scoți afară? Există câteva motive pentru care se întâmplă și una și alta și o cauză principală pentru amândouă, însă hai să le luăm pe părți. În primul rând, de ce ne trezim dimineața cu gâtul foarte uscat și ușor răgușit? Trebuie să înțelegem de la bun început că răgușeala asta are mai multe cauze. În primă fază, răgușeala are ca și cauză, bineînțeles, o boală, laringita, răceala, probleme de natură virală sau bacteriană. În orice caz, ai răcit, ai îmbolnăvit, se întâmplă ceva și la nivelul gâtului, laringelui, corzilor vocale și toate merg din una în alta. În al doilea rând, are o cauză mecanică, adică tu ai făcut ceva cu vocea ta, ai forțat, a fost o presiune prea mare de aer sau, dimpotrivă, ai reținut sunetul în spatele gâtului, nelăsând, neeliberând presiunea de aer afară. Ai făcut ceva din punct de vedere al tehnicii vocale în mod eronat și ți-ai făcut rău. Ți-ai creat această tensiune în corzile vocale, ducând la umflarea lor, inflamarea lor și, deci, răgușeală. Și, din păcate, mai este și a treia cauză, care este deshidratarea. Este cauza și pentru cea de-a doua parte despre care vom discuta. Această deshidratare e mai prăpăstioasă decât pare pentru acest instrument pe care îl avem noi, pentru corzile vocale în mod deosebit ca și partea instrumentului nostru, vocea. Odată ce întreg organismul se deshidratează pentru că nu bem apă, și țesutul din jurul corzilor vocale se va deshidrata. Și atunci, ele trăiesc pe uscat, cum ar veni. Pentru niște mușchi care sunt obișnuiți să stea tot timpul hidratați, cu mucoasă, să funcționeze doar pe acel flux frumos alunecos al mucoasei, deshidratarea este foarte, foarte dăunătoare. Pentru că, practic, corzile noastre, care au această mișcare de frecare, cumva, de 1000 de ori pe minut, ele se freacă între ele, a te freca pe uscat e cam nasol. Așadar, se inflamează din nou, se umflă și răgușești. Deci, deshidratarea duce la răgușeală pentru că ele apucă să facă aceste mișcări pe o senzație de uscăciune. Acum depinde de tine să-ți dai seama de ce ești răgușit și de ce ai gâtul atât de uscat dimineața. Să fie din cauza faptului că ai forțat vocea prin vorbit foarte mult, prin cântat, deficitar, poate este un început de răceală sau poate chiar ești foarte deshidratat. Și apropo, legat de deshidratare, poate să fie cauzată și de aerul foarte uscat. Nu trebuie neapărat să fie doar lipsa apei. Așadar, s-ar putea să fie nevoie să te gândești și la un umidificator, un nebulizator, care să umezească puțin aerul. Pe de cealaltă parte, sunt ceilalți, al căror organism reușește să treacă de acest punct de deshidratare, de uscăciune și să creeze mucoasa foarte necesară pentru a ajuta corzile vocale să nu se mai frece între ele, să nu se mai inflameze. Și atunci, ca și urmare a deshidratării din corp, corpul formează acea mucoasă cu care ne putem trezi dimineața după ce am stat într-un mediu uscat sau n-am băut destul apă. Din nou, să nu uităm, așa am mai povestit despre asta de multe ori, mucoasa este metoda prin care corpul are grijă de zonele sale bolnave sau iritate sau care au nevoie de atenție. Și asta se întâmplă și la femei la menstruație și se întâmplă și în gât de fiecare dată când avem o iritație de vreun anumit fel. Al doilea motiv aici, de ce ne trezim dimineața cu mucoasă în gât, este că odată ce stăm la orizontală și dormim, bineînțeles, la orizontală, toate mucoasele își mută locul, cum ar veni, și se adună în locul acela care era punctul de bază al așezării noastre în poziția aceea orizontală. Deci, practic, ne rămâne în gât de la poziția de culcat. Dacă ne vom ridica în picioare, mergem puțin prin casă, bem un pahar de apă, ne vom da seama că, pur și simplu, se duce acea mucoasă și putem să scăpăm de ea. Dar cel mai important este așa un fel de semnal de alarmă, mucoasă, egal, ceva s-a întâmplat aici, trebuie să am grijă și trebuie să fac cumva să treacă, pentru că nu cumva să fie doar un pansament al corpului pentru ceva ce eu am creat și pot să și corectez.